emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul comisar șef Silviu Dinu vorbim despre ce se întâmplă în traficul Buzoian. Vorbeam despre câteva acțiuni, domnule comisar șef, pe care le-ați avut în ultima perioadă, multe dintre ele pe viteză, da? Și pe alcool. Ce ați descoperit? Da, așa este. Ca de obicei, conducători auto care au încălcat regimul legal de viteză cu valori foarte mari, undeva la 180 de km la oră, 190 chiar, cu aceste valori eram, da, obișnuiți, pentru că, în fine, DN2-ul, acolo avem cele mai multe constatări de genul acesta. Însă, pe lângă alcool, mă îngrijorează foarte mult, pentru că nu scad, deși noi ne gândeam că vor scădea aceste sancțiuni, aceste constatări, ele nu scad deloc. Mai ales municipiul Buzău, să zic așa, dă cele mai multe constatări și aici aș veni cu rugămintea ca să fiecare dintre noi, fiecare conducător auto tânăr, mai în vârstă, să fie conștient de faptul că odată urcându-se la volan, după ce a consumat băuturi alcoolice, nu mai este la fel, nu mai este într-o stare psihofizică ca înainte de a consuma băuturi alcoolice. Chiar dacă îi se pare că nu s-a întâmplat nimic. Chiar dacă îi se pare că este ok, nu este ok. Sunt alte reflexe, sunt alt timp de mișcare, de reacție, este cu totul altceva. Și ne mai vorbim că se expun riscului penal, riscului de a fi depistat de către noi și de a suporta consecințele legale vis-a-vis de o reținere a permisului de conducere pe un termen destul de lung, vis-a-vis de o anulare chiar a acestui permis de conducere în condiții în care este trimis în judecată și condamnat. Din păcate, așa cum am spus, văd zilnic astfel de evenimente. Într-un fel este bine că noi acționăm și încercăm și să ținem, da. Și că găsim, încercăm să ținem sub control acest important fenomen. Este să găsiți la timp, exact. Înainte de a se produce tragedii. Cea mai mare parte a acestor constatări sunt constatări directe în trafic, nefiind luate în urma unor evenimente rutiere. De aceea zic că încercăm să prin aceasta să ținem sub control acest fenomen și să nu devină ceva, un spor național, așa între ghilimele, pentru că din ce văd la alte județe și în alte părți ale țării, acolo este foarte, foarte greu și nu cred că este normal să se întâmple așa ceva. Deci foarte mulți șoferi care se urcă băuți la volan. Exact. Din ce în ce mai mulți. O să vorbim imediat despre ce explicații vă dau, dar așteaptă cineva la telefon. Bună seara! Sărbuna, doamna Magda, bună seara, domnul comisar șef. Am și eu câteva probleme referitoare la pistele de bicicliști, cele puțin pe care a stat primăria în orașul nostru. În primul rând, la rondul de la Kaufland, autobuzele Transbuz, cele mai multe dintre ele, staționează la cap de linie pe pista de biciclete. Kauflandul ieșire către Ploiești. Da, da, deși au loc să parcheze pe partea cealaltă fără nicio problemă. La fel, foarte multe autoturisme care vin la terenul de sport de acolo sau la patinoar, unde e un teren de fotbal sau ceva de genul ăsta. Deci, parchează efectiv pe linia de pe pista de biciclete. Chiar dacă există loc pe partea cealaltă. La fel, la stația PECO de acolo. Foarte multe mașini care intră sau ies din stația PECO, de lângă Kaufland, opresc pe pista de biciclete. Mă iertați, dar chiar și două mașini de poliție l-am văzut acolo, parcate pe pista de biciclete. Știm că și oprirea este sancționate pentru această parte. În altă ordine de idei, la intrarea, fiindcă suntem în zona respectivă, la intrarea în parcarea de la Kaufland este pistă de biciclete marcată. Foarte mulți conducători auto, deși pista este semnalizată, marcată, nu dau prioritate bicicliștilor care trec pe acolo, ba chiar și apostrofează că de ce să treacă bicicliști înaintea mașinilor, deși regulamentul de circulație spune că la intrarea sau la ieșirea dintr-un drum principal, la intersecția cu o pistă de biciclete, ei trebuie să dea prioritate. Acest lucru nu se întâmplă. Vă mulțumesc mult! Seară bună, vă dorim! Da, din păcate, dânsul a asemănat o problemă foarte la momentul zilei, ca să zic așa, și de viitor, pentru că aceste piste de biciclete bănuiesc că se vor mulți și se vor
vor fi mult mai utilizate de către astfel de conducători de vehicule, de bicicliști. Nu avem un grad de cultură, de civilizație, scuzați-mă, un grad de civilizație care să ne conducă la a-i respecta în trafic în momentul de față, ca comparativ ca în alte țări din vestul Europei, mă refer de, în Olanda, în țările nordice, unde acest trafic de biciclete este mult mai vechi, așa, și cu mai vechi state. Dacă vă aduceți aminte bine, ne-am confruntat cu o astfel de problemă în ceea ce privește motocicliștii și chiar și acum desfășurăm campanii de a-i face mult mai vizibil în trafic și de a fi respectat și ei, de a fi respectate manevrele pe care le execută în trafic. Același lucru, într-o măsură mai mică, din păcate, este acum vorba de bicicliști. Într-adevăr, astfel de probleme le avem și noi cu conducătorii de autovehicule care nu-i respectă, care nu le acordă prioritate, cum au spus și dânsul. Eu sper să ne conștientizăm cu acest aspect și să ne dăm seama că mai vor exista și autoritățile locale vor să introducă din ce în ce mai mult aceste piste de biciclete și pentru a încuraja traficul pe ele, pentru a încuraja, a ne determina să renunțăm la mașinile cu combustie și acest fapt va genera, va determina un trafic mult mai amplu de biciclete și va trebui să-i vedem în trafic și să le acordăm drepturile normale, drepturile care sunt prevăzute în codul rutier. Vis-a-vis de oprirea autobuzelor transbuz, o să iau legătura cu factorii de decizie ai dânșilor și să le aduc la cunoștință această problemă pentru a se conforma și să nu mai ocupe această pistă de biciclete în zona resemnată. Să mai auzim o sesizare. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, domn. Bună seara, domnul inspector șef. Am și eu două întrebări legate de problema dânsului. Prima întrebare vrem și noi un semafor la intersecția cu Doroban. Vă rog să notați. O să notez eu, Dorobat, da. Așa, notați dumneavoastră, doamna noastră. Intersecția cu Doroban, care... La Melicioarca, dacă știți. Unde? La Melicioarca. Deci mai în jos de la intersecția cu Dorobanți este semaforizată în momentul de față. Nu, mai un semafor, mai în capăt, spre de unde încep aproape casele. Da, da, da. Către, da. Acolo trebuie un semafor, că e și vine și din stânga și din dreapta, așa, și ne putem accidenta, că vin mașini și din stânga și din dreapta, un semafor acolo și unul în capătul 7. Ați văzut că mai vin și din stânga și din dreapta, acolo trebuia un sengeratoriu, de acolo ar trebui un semafor, dacă se poate, că e circulat și ne putem accidenta. Vă referiți la pietoni? Da. Și acolo trebuie un semafor. Cea mai bună soluție din punct de vedere al semaforizării este amplasarea unui semafor inteligent, cu acel timp pentru a permite stocarea pietonilor și a permite și autovehiculul să treacă până la urmă. Cum este cel de pe Unirii, da? Și din stânga și din dreapta, sigur. Mașini și... S-a reținut, am notat, să știți, vă mulțumim pentru intervenție, seară bună. Semafoare, așadar, foarte mulți telespectatori, mai am câteva mesaje, solicită semafoare, e bine că oamenii se gândesc la siguranța lor, totuși mă revoltă ceea ce spuneați mai devreme, știu că săptămânal făceam emisiuni la radio cu reprezentanții poliției și vorbeam în fiecare săptămână de un număr mare de șoferi pe care îi găseați cu alcool, la volan, evident. Înțeleg că e un obicei la care greu renunță unii dintre buzoieni. Ce vă spun atunci când îi prindeți? Care sunt explicațiile, argumentele? Nu că ar mai conta, da. Sunt explicații de genul că au consumat poate cu o seară înainte alcool, că îi găsim și dimineața, nu numai seara, adică și în timpul zilei, la miaza mare, că au consumat doar un pahar de bere, un pahar de vin, că au gustat puțin și că nu mai credea că vor pleca, dar au fost sunați intempestiv de cineva, de o rudă, de cunoștință și au avut o urgență mare și s-au depăsat către spital, către alte asemenea locuri. Și cel mai des caz în care pur și simplu ridică de număr și nu mai au de spus nimic.
Pentru că sunt și într-o asemenea stare în care nu mai le permite starea psihofizică să mai spună, să mai justifice condiția în care se află. Știu că de multe ori au fost făcute sesizări pentru modificarea codului rutier și pentru modificarea unor sancțiuni. Încă nu s-a întâmplat, dar probabil că în viitorul apropiat vor fi sancțiuni mai aspre pentru astfel de fapte, nu? Da, așa este. Astfel de propuneri au fost promovate, mai ales părinții de alcool. Aici n-ai ce să mai spui. Părinții de alcool, trebuie modificată legislația, trebuie mărit cuantumul de suspendare, trebuie mărit amenda, pentru că dacă nu știi că vei fi aspru sancționat, atunci și e o bagatelă faptul că te prinde poliția și te testează și ești băut, atunci nu mai avem ce să mai discutăm. Deci automat este. Și mai ales pe această linie mi s-a făcut iarăși o solicitare de a reveni cu astfel de propuneri și de a se... Probabil că se urmărește și prin voință politică de a se promova această treabă. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Televizorul mai încet, vă rog. Da, să rămână. Bună seara. Un pic. Stați că închizi, să ne înțelegi. Sigur. Sunt și eu un locatar al Buzăului. Am mai intervenit domnul comisar, dânsul o fi sau altcineva mai înainte. Am și o problemă. Șofer fiind de 32 de ani, când ești dintr-o intersecție, nu vezi nici în stânga, nici în dreapta. Eu știu că trebuie la intersecție, nu poți să ții mașini parcate. Nu poți să ții mașini parcate înainte, pe dreapta măcar, 10 metri la trecerea de pietoni, că ies copiii, nu-i vezi, ce facem alte trăznări. Eu sunt persoana care, domnul comisar, șef sau cel de dinainte, care a tras atenția pe chiristigii că erau blocat un sens pe partea poliției. S-a reglementat, s-a făcut și sensul giratoriu ca să iasă pe chiristigii în stânga-dreapta. Dacă aveți o întrebare, vă rog, că nu mai avem decât două minute. Da, și... deci să se ia cu serea la trecerii pietoni pe partea dreaptă de mers, să nu mai fie mașini parcate. Și la intersecții, când ești după o stradă, stânga, cel puțin stânga, ieșim cu toată mașina și facem alte trăznări. Vă mulțumesc și atât am auzit. Seară bună vă dorim! Da, sunt situații în care unele intersecții sunt blocate de asemenea parcări, de mașini parcate, pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Te forțează să ieși puțin în afară ca să ai o vizibilitate bună, să stai sigur, mult corespunzător. Intervenim cu colegii de la poliția locală în astfel de zone. Nici de nu pot acoperi tot orașul pentru că n-au forța umană disponibilă, necesară pentru astfel de activități. Încercăm să avem acolo, încercăm să facem și propuneri către administrația locală de a amplasa mobilier stradar care să le împiedice pe conducătorii auto să mai parcheze în astfel de zone. Este cea mai bună soluție, zic eu. Mai am câteva mesaje și o să vă rog să răspundeți foarte scurt. Spune cineva, semafor cu buton la trecerea de pieton de pe Aleea Trandafirilor în zona Tic-Tac și cât mai multe oglinzi rutiere, de exemplu pe strada Ciocurete în dreptul magazinului Avicola și pe strada Ciochinescu. Da, așa este. Este o metodă sau de fapt o soluție foarte bună această oglindă retrovizoare, cum se numește. Și știu că la nivel de municipiu este foarte uzitată pentru a se asigura o vizibilitate bună. O să reținem această zonă pentru a fi propusă în Comisia de Securitate Rutieră. Pe Arinului s-a introdus sensul unic, se circulă pe contrasens în mod constant, sunt certuri între participanții la trafic. Cred că este acum vorba și de această lucrare de reabilitare a stradei Transilvaniei, traficul se deviază pe zona aceea și cred că sunt astfel de conflicte. Însă intervenim și acolo, o să încercăm să dirijăm echipajele din municipiu pentru a patrula constant în vederea identificării unor astfel de conducători auto. Altcineva vă roagă să puneți limitatoare de viteză pe strada Colonel Buzoianu, intersecția cu piața. Ok, da.
Așa, altcineva spune... Nu punem noi încă o dată, vreau să se înțeleagă foarte bine, da? Că nu putem pune noi... Să se înțeleagă foarte bine că n-aveți nicio putere în a-i obliga pe cei de la primărie să amplaseze. Le facem propunerea necesară, le facem justificarea necesară și... Și dacă refuză, aveți cum să-i sancționați? Nu putem să-i sancționăm, pentru că nu este un caz de a produce un eveniment rutier, dar astfel de mobilier stradal, într-adevăr, are o logică foarte bună și de cele mai multe ori cei de la primărie n-au fost împotrivă de a le amplasa sau nu au înlăturat propunerea respectivă. Cred că sunt de acord cu această soluție. Și mai spune cineva, în față la Profi Dorobanți este o stație de autobuz. Acolo autobuzele opresc în stradă pentru că scoarul este permanent ocupat de autoturisme aparținând aprozarului, spune telespectatorul. Da. Încercăm să o eliberăm de acolo și să facem loc autobuzelor. Pentru că, de fapt, este stație de autobuz acolo. Îmi pare rău că n-am reușit să vorbim astăzi despre ceea ce urmează în traficul buzoian. Am văzut cu toții de când au început lucrările pe Transilvaniei ce s-a întâmplat, apoi pentru că a fost blocată o porțiune de stradă în fața tribunalului, din nou au fost probleme. În două săptămâni înțeleg că încep lucrările la un segment din Bulevardul Unirii. Până atunci poate reușim să ne mai întâlnim, domnule comisar șef, să vorbim despre cum ar putea șoferii din Buzău să aibă viața mai ușoară în condițiile în care cea mai importantă arteră din Buzău va fi practic blocată așa pe segmente, dar impactul va fi unul destul de mare. Da, ne revedem atunci înainte de a începe lucrările ca să le oferiți câteva recomandări. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și vă mulțumesc pentru invitație. Și pentru că le-ați răspuns tuturor telespectatorilor. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Nu uitați că jurnalul este la ora 19:30. Imediat colegul meu Adrian Bâscă. Seară bună, la revedere!